Bună seara din nou, ne-am întors pentru a doua parte Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin, mulțumesc că ați rămas pe B1 TV. Odată cu artificiile de Revelion, Guvernul României ne-a anunțat că, șmecherie mare de tot, 1 miliard de lei vor face din suprataxarea companiilor care se ocupă cu rafinare, extragere de țiței, extragere de petrol. Bun, trece niște timp și iese OMV-ul, principalul vizat, da? Principala companie vizată de ordonanța de urgență trecută de guvern cu 2-3 zile înainte de Revelion. Iese OMV-ul și spune, pardon, ghinion, noi nu o să plătim taxa de solidaritate pentru că nu ne încadrăm la cei 75%. Și nu o să vezi ce ți se împiedică acum toți demnitarii statului român unul de altul. Vine domnul Heiu și zice de la ANAF, eu o să verific toate codurile CAEN la sânge, am să fac controle, am să mă uit în declarațiile pe care le depune OMV și o să executăm silit până la urmă să plătească. Bun, apare domnul Căciu care vine și spune, nu e așa, că de fapt OMV-ul a dat o declarație pentru bursă, să nu se cutremure acolo cifrele pe bursă. Dar noi nu știm, așteptăm să vedem datele financiare și o să vedem apoi dacă într-adevăr are sau nu de plătit OMV-ul. Între timp, coaliția se agită și ea așa politic-nepolitic și aflăm pe surse că statul român se gândește să reducă participația OMV la Petrom. Deci tot felul de gânduri și de idei heirupiste. În realitate, Romgazul va fi cel care va plăti această taxă, pentru că Gazpromul cu OMV-ul, da, și cu tot ce ține de filiera cealaltă, o să-și vadă liniștiți de activitate în continuare. Discutăm despre acest subiect, dar și despre cum zeci de mii de români locuiesc la aceeași adresă în România, în bazele de date ale statului român, și un pensionar cu o pensie de 2000 de lei figurează cu venituri de 2 milioane de euro la ANAF. Astea sunt bazele de date ale statului român. Practic, dosarul cu șină se depune pe mail, iar declarația online la etajul 2. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră. A rămas în platou alături de noi Simona Spătaru, senatorul SR. Mulțumesc foarte mult! De asemenea, prin legătură telefonică directă, profesorul de economie Bogdan Glăvan. Mulțumesc foarte mult, domnule Glăvan! Bună seara! De asemenea, Alfred Bulai, sociolog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bulai! Bună seara! A rămas alături de noi și Călin Matieș, senator PSD. Mulțumesc mult, domnule Matieș. Și s-a alăturat Ciprian Purice, jurnalist. Mulțumesc foarte mult, domnule Purice. Bun, Bogdan Glăvan... Mulțumesc. Bogdan Glăvan, vin la dumneavoastră pentru că știu că nu rămâneți foarte mult, dar vreau să înțelegem. Această idee cu reducerea participației OMV la Petrom, OMV are 51,1%, iar statul român 20,6%. Vă rog. Haideți să o luăm un pic în ordine, să începem cu aspectul financiar, după care terminăm cu cel strategic, că e mai greu un pic. Financiar, cum poate statul român să ajungă să dețină controlul asupra companiei, având majoritatea acțiunilor? Asta înseamnă că îi mai lipsesc 30% din acțiuni. Deci asta înseamnă că ar trebui să cumpere de la OMV 30% din acțiuni, da? Bun. Dar nu e chiar așa de simplu, pentru că trebuie să ne întrebăm ce motiv ar avea OMV să mai rămână cu un pachet foarte mic de acțiuni dacă statul român ar deține controlul. Pentru că știm cu toții, toată miza este să conduci o companie, nu să deține aparat acolo un pachet mic de acțiuni, așa cum fac fondurile de pensii, de exemplu, care doar investesc acolo pe termen foarte lung, așteptând să primească câte un dividend. Deci, OMV nu ar fi probabil de acord cu așa ceva. Și atunci ar trebui, la limită, ca statul român să plătească pentru toată participația OMV, adică să cumpere cele 51% din acțiuni pe care le deține compania austriacă, ceea ce ar însemna aproape 3 miliarde de euro la valoarea de astăzi. 3 miliarde de euro înseamnă, ca să avem un reper, așa, un termen de comparație, înseamnă 1% din PIB. Deci cam asta ar fi costul financiar. Acum se pune întrebarea. Să presupunem că statul român plătește 1% din PIB și nu intrăm în alte detalii, nu ne întrebăm cine plătește facem până la urmă, asta, cum și mai departe. Nu contează. Plătește suma asta și devine iarăși acționar majoritar la OMV. Care este sensul? Care este finalitatea? Ce se va întâmpla în pasul 2 și 3? Știm cu toții că statul român nu deține competența antreprenorială și tehnologică pentru a putea extrage gaze din Marea Neagră.
Deci nu deține această competență. Prin urmare, statului român oricum îi trebuie un partener în acest demers. Și care ar fi acela? Păi nu știu, pentru că asta ar trebui să știe guvernul. Deci guvernul, înainte de a se umfla în pene și de a lansa zvonuri ca să, să se umfle și românul patriot așa în pepeni un pic, ar trebui să-și facă bine temele. Adică nu poate să pună calul înaintea boilor. Trebuie întâi să gândească strategia, să gândească, să-și identifice obiectivul cu precizie. Care este finalitatea? Unde vreau să ajung cu compania asta? Ceea ce înseamnă să găsești un partener solid în locul OMV, după cum vă spuneam, și apoi să gândească pașii intermediari, adică să negocieze o eventuală răscumpărare a acestor acțiuni. Da? Noi nu știm nimic despre obiectivul final, până urmare facem numai speculații. Bogdan Clăvan, ideea asta a venit după această ordonanță care nu se aplică până la urmă. Vom vedea, dar nu se aplică OMV. Că mă gândesc, oamenii nu au ieșit de nebun să spună că lor nu li se aplică și au explicat că ei în Austria plătesc în baza aceeași directive. Deci de aici a venit și ideea asta cu reducerea participației și cu tot scandalul legat de Schengen. Însă, înainte de a încheia această discuție, vă rog să urmărim împreună declarațiile pe care le-au făcut domnul Heiuș, președintele ANAF, și domnul Căciu, ministrul de la Finanțe. Deci și PSD și PNL, stăm amândouă aici, cu privire la modul în care ei chiar pot să execute, domne, OMV-ul dacă nu plătește, dar nu știu dacă trebuie să plătească. Haide, îi rog pe colegii mei să arătăm declarația domnului Căciu, da? Și apoi a domnului Heiuș. Domnul ministru Căciu de la Finanțe spune așa: știu că pentru foarte mulți a fost o surpriză neplăcută modul în care am acționat eu și președintele... Ce anume? Bun, modul în care am acționat eu și președintele ANAF în anul trecut. Nu am avut indulgență în ceea ce privește colectarea de taxe, mai ales că o să închidem deficitul în țintele agreate după cifrele din februarie. Bun, și domnul Heiuș a venit și a spus următoarea chestiune: vom face controle la sânge și vom executa silit OMV, dacă nu dorește, da, să plătească această taxă. Domnule Clăvan, acestea sunt declarații pentru proști. Mă iertați că folosesc un termen foarte urât, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nivelul lor de competență este de Africa, adică de o țară foarte înapoiată. Pentru că atât șeful ANAF, cât și ministrul de finanțe și guvernul în ansamblul lui, când a emis ordonanța, trebuia să aibă o analiză din care să rezulte cine este baza de impozitare. De la cine vor lua aceste impozite? Cine se încadrează în prevederile legii? Ori se dovedește acum că ei n-au știut. Și cum de se dovedește? Cum de avem dovada? A spus OMV că nu se încadrează și o credeți pe cuvânt? Este suficient în opinia mea, dar nu asta e dovada. Dovada sunt datele financiare de pe primul semestru și de pe primele 9 luni, da, care arată, într-adevăr, și datele astea le știa guvernul, le știau autoritățile, nu le știe omul de rând, că omul de rând nu e interesat să cunoască datele financiare ale OMV Petrom. Dar guvernul știe datele acestea și ele arată că ponderea veniturilor din extracție și rafinare în cadrul veniturilor totale nu este de minim 75%, ci era de 62% pe primele 9 luni. Deci guvernul știa că OMV nu intră sub incidența legii, că nu va reprezenta o bază de impozitare și sau trebuia să știe. Deci ori a știut și atunci a mințit când a emis ordonanța. Noi am mai văzut chestiunea asta, să nu excludem. La fel a mințit anul trecut când a spus că Comisia Europeană nu permite scăderea TVA și a accizelor la carburant. Corect. La fel a mințit. Sau sunt, deci, foarte proști, domnule Clăvan, nu-mi permit eu să spun asta. Ori a știut și a mințit, ori nu a știut. Da, nu, sunt foarte proști. Nu a știut, se include atunci când nu faci chestiuni care afectează o țară întreagă și economia unei țări. Deci restul e prostie. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Clăvan. Bun, deci președintele ANAF spune așa: ANAF va verifica la sânge toate societățile care se încadrează în prevederile ordonanței 186. Vom verifica în prima fază dacă în cifra de afaceri se respectă acele venituri din codurile CAEN care sunt stabilite în ordonanță, respectiv să fie 75% din cifra de afaceri. Și spune: dar eu vă spun că nu stăm
până la aceste termene, avem modalitățile de a verifica cifrele de afaceri cu mult timp înainte. În cazul societății OMV, vă pot spune că de la 1 ianuarie 2023 se depune acea declarație 407 și noi știm exact. Și spune ulterior domnul Heiuș că va trimite o notificare către OMV și dacă nu plătește o să o execute silit. Domnule Bulai, ce facem cu acest război pe care l-au pornit autoritățile care habar n-au ce au în subordine? Nu e chiar așa, adică s-au spus aici câteva lucruri. Vă rog. În primul rând, autoritățile sau, mă rog, anumiți politicieni importanți din această țară care au creat, de fapt, această mare problemă cu Schengen-ul, s-au simțit dator să scoată cumva, să se scoată frumos din ecuație și au început acest război fals cu Austria, cu corporațiile austriece, care e fals pentru că, așa cum invitatul nostru mai devreme a subliniat, de fapt nu are finalitate. Și oricum, să știți că urmăre Austria pentru că România nu știu ce se înfoaie. Adică nu este o modalitate de altfel ca să ajungi la un obiectiv. Adică dacă vrei, obiectivul tău e Schengen, să procedezi cu totul și cu totul altfel. Adică nu pe ideea că pun bețe în roate, că e destul de aiurea și mai ales să ne înțelegem. O firmă românească, evident, de-a lungul timpului se rezolva ușor, că dacă făcea la pune bun, îl băga și la DNA și îl săta 30 de zile măcar sau mai mult. Cu o companie internațională e mai complicată, aia te dă o judecată. Ce se chestiul să pui? Plătești de nebunești. Adică nu, în momentul în care nu ai dreptate legal, nu e ca la noi. Întâi luăm, facem poprire, să oprim conturile și după așa să nu zicem, aia o dreptate, nu era nicio problemă. Nu merge, vedeți Roșia Montană, cât vom avea noi de plătit cu toată povestea aia. Vedeți ce, cum a ieșit cu Bechtelul, tocmai pe ideea că păi interesează mai puțin cine a făcut contractul la noi, zic că ăsta e contractul, mă iertați. Evident că e o prostie și chestiunea că reducem participația OMV-ului ca și cum e o chestie care o făceau șmecherașii pe vremuri, știți? Când îi chemau doar pe unii acționari și le spuneau am mărit cu 1 milion și uite că ei au rămas de la 30% la 5%. Nu merge în relații internaționale economice chestiunea asta. Adică, cu alte cuvinte, este un joc într-adevăr de imagine. Vă dau și noastră dreptate. De foarte multe ori, noi, mai ales intelectuali, așa o tendință să gândească ceva foarte complicat în spate, adică manevre, chestii complicate și de multe ori prostie, pur și simplu, adică incompetență, nu e cine știe ce chestie. Mai ales că tentația politicianului român este să iasă din campanie cu același metecne. Sigur, în campanie mai exagerezi, ai o retorică anume de campanie, dar în momentul în care ajungi demnitar, nu prea e normal să ai retorică de campanie pentru că tu reprezinți statul, adică nu, totuși, simpla ta părere poate să influențeze economia, actorii economici. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu cred că se întâmplă mare lucru. Probabil că e adevărat ce a spus interlocutorul. Nu mă pricep la economie, nu vreau să spun, doar că e un joc de imagine care dă... E mai mult terapeutic pentru că am observat că a fost un festival întreg, să nu mai cumpărăm ciocolăți de la Austria, să vezi ce se propușește Austria cu ocazia asta. Eu am zis să nu cumva să ne spună să nu cumpărăm lalele de la olandez, că eu de acolo nu mai boicotez nimic. Evident că e vorba între noi ca o simplă paranteză de jumătate de minut. Și asta este o prostie, că Olanda a fost la fel de împotrivă. Normal. Pentru că ea a spus votat de la bun început, deci trebuia să fii nebun să iei în calcul că-i păcăleitul pe austrieci, că-i convingeai noaptea, cum ni s-a sugerat nouă, că până noaptea târziu am discutat ca și cum asta se discută noaptea târziu. Da, asta nu poate, sigur, cu rare. Dar Olanda ne-a zis, am zis foarte clar, nici nu se pune problema să votăm Bulgaria, e la pachet cu România, ne-mi pare rău, la revedere și voi. Deci nu aveam de ce să sperăm că dacă am fi convins Austria, s-ar fi întâmplat mare lucru. De fapt, nu au vrut să fie un eșec și am dat vina pe ceilalți. Eu am spus de la bun început, este un eșec al diplomației românești, nu pentru că n-am intrat în Schengen, ci pentru că am ajuns să facem o prostie și anume să forțăm punerea pe ordinea de zi a unui subiect în care, de obicei, conveniențele acolo sunt foarte clare. Nu se pun pe ordinea de zi, decât subiectele deja negociate cu care toată lumea a fost de acord. Deci, în momentul în care tu nu aveai această chestiune, așa cum am stat, știți că trebuia să intrăm în 2011, primul termen, și nu s-a pus niciodată pe ordinea de zi, 12 ani. De ce nu s-a pus? Pentru că nu, întotdeauna au fost probleme. Nu pentru că e o singură țară, și asta sunt naivități.
Da. Sunt multe țări care au suspiciuni, numai că nu e nevoie decât de una ca să... Austria a luat steagul și l-a cărat cu ea și uite că s-a descurcat. Pe de altă parte, mine am vorbit și eu cu cineva care chiar se pricepe. Nu mă pricep la chestia asta. Am vorbit cu cineva care a fost direct implicat în anii respectivi când s-au făcut acordurile și așa mai departe. Și mi-a zis, mă, eu, ca om care nu face politică acum, deci nu... Dom'le, eu cred că aș fi făcut un pic de mișcări de genul, aș fi redresat puțin granița că, pe est. Știți că noi acum ne gândim la Arad, dar aia dispare dacă e Schengen, adică nu mai contează. Numai că noi devenim graniță oficială a spațiului Schengen cu cine? Cu Moldova și cu Ucraina. Datele arată că traficul de țigări și alte lucruri de genul ăsta nu au prea scăzut ultimii ani, adică ca dovadă că pe acolo cumva se intră. Și dacă mergeți în vămile cu Moldova, ele sigur nu arată calea cu, din Ardeal cu Ungaria. Adică niște lucruri putea să facă statul, să arate un gen de bunăvoință dincolo de... Bun, noi îndeplinim condițiile și asta cine, e chestiunea. Domnule Bulai, cine, domnul Bo, de cine să arate? Evident, dar eu vreau să zic că trebuia să fii și critică, nu, că noi merităm, că nu știu ce. Absolut, normal, îți mă înții poziția, dar dă și un semnal că faci ceva, adică... Nu, așa noi credem că ce, toți sunt idioți și noi suntem deștepți și dacă nu sunteți cu noi, vă dăm la... Știți, e ca fotbalul și încheie, e ca fotbalul din anii 70. Ne bătăia la școr, las că le rupem picioarele, măcar aveți și noi. Bun, hai să vedem asta cu ruptul picioarelor la OMV, că pe mine ce mă doare foarte tare, da, ce mă doare foarte tare, Ciprian Police, și las pe politicieni în special la final, este că de fapt această taxă va fi plătită de RomGaz, companie românească, și de niște producători de gaze mai micuți, tot firme românești. Da, o scurtă completare la ce a spus domn profesor Bulai. Față de 2011 a dispărut și paracondiția Schengen numită MCV. De acord. Deci nu atâtea ani de zile, țin minte de pe vremea președintelui Băsescu câte lupte se dădeau pentru Schengen, era MCV-ul anatema pe capul nostru, acum au scos-o și de asta au dispărut teoretic și practic absolut toate condițiile și... Bun. Așa, deci punerea pe ordinea de zi chiar trebuia făcută. Mai departe, că am eșuat, sunt din alte motive, bineînțeles, clasa politică e de vină, că doar nu fi de vină noi românii. La OMV, eu, într-adevăr, este un război, dacă vreți, statul român împotriva statului austriac, pentru că OMV e statul austriac, aproximativ 7% din PIB-ul Austriei vine de la OMV. Deci nu e o glumiță, nu e vreo... știu și o pensiune de pe la Zolden sau de pe la Ișgăl, că e dita mai compania. Refuzul Schengen, așa cum ușor-ușor începe să se afle și public, vine de la faptul că noi am refuzat să le dăm gazele din Marea Neagră. Austria ar fi cunoscut o dezvoltare uriașă dacă reușea să-și facă acea bursă a gazelor de la Baumgarten, lângă Viena, cu gazele din Marea Neagră. De aici a debutat toată nebunia asta. Acum că și noi... Exact cum spunea domn profesor, ca fotbalul din anii 70 suntem șopăii. Știți că asta era o tehnică în fotbal. Șopăii. Acum și noi suntem șopăii prin toate mijloacele pe care le avem. Fie că cu boicot, fie cu OMV-ul. Eu cred că până la urmă OMV-ul va plăti taxa. Asta, declarația pe care i-au dat-o atât de repede, mie mi se pare ușor suspectă și vă spun de ce. Cum adică dita mai OMV-ul face... 62% din rafinare și extracție și celelalte activități aferente petrolului. Atâta face, restul e comercializare. Ce să faci? Păi stai, dar ce vinde? Au mall-uri? Au supermarket-uri? Nu, e diferență, Ciprian Purici, e diferență între extracție și comercializare. În această ordonanță nu este trecut niciun caien legat de comercializare. E vorba doar de extracție. Iar ei extract doar 62% în România. Dacă treceau și comercializare, poate avea 90%. Dar statul român n-a trecut comercializare. Ce să-i faci? Una peste alta, UG-ul ăla poate fi modificat. Adică dacă, într-adevăr, se vor găsi niște politicieni atât de curajoși încât să impoziteze marile corporații, se va putea face. Eu cred că suntem în continuare în zona declarațiilor, la fel ca și aia cu creșterea participațiilor în OMV Petrom ale statului român, care iarăși nu are niciun sens, nu duce nicăieri. Deci suntem pe faza pe declarații. UG-ul ăla, la fel, pare a fi așa mai mult un proces de intenție. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, faptul că RomGaz-ul va plăti taxa nu e ceva rău.
că dacă vreți să intrăm pe cum să cheltuiești și să fură banii din companiile de stat, nu mai terminăm. Deci, știu, dar orice făcut... taxă suplimentară pe companiile de stat... Iertați-mă, dar am făcut o ordonanță să suprataxăm, au spus ei, companiile mari, străinii, hoți, care vin și fură țara. Așa, așa s-a înțeles în țara aia, când înainte de Revelion au venit cu artificiile acestei ordonanțe. Și, în realitate, noi taxăm tot firmele românești. Eu aici nu înțeleg și cu 60%, că să știți că nu e doar Romgazul. Sunt câțiva producători mici, mărunți, în România, dar firme românești. Păi, cu 60% e închis, e nenorocit. Ia adio. V-am spus, suntem în fază incipientă. Până pe 25 mai, dacă nu mă înșel, când e ultima zi de depunere a declarațiilor fiscale de pe anul trecut, se va mai lucra la acest OUG. Eu nu cred că OMV-ul nu știe ce face și cât extrage în România. Eu cred că statul român nu va afla niciodată. Simona Aspătaru. Bun, două chestiuni sunt aici. O ordonanță, apropo, eu nu mă satur să spun. Domnul care a semnat această ordonanță și care este secretar de stat în Ministerul de Finanțe este domnul Diaconu, Mihai Diaconu. Este fostul consilier al domnului Darius Vâlcov, mâna dreaptă a lui Darius Vâlcov ani întregi. Dacă vă întrebați de ce mai este umbra politicilor fiscale ale lui Vâlcov din era Dragnea la Ministerul de Finanțe, pentru că singurul om care decide pe acolo și semnează cam tot este domnul Diaconu. Deci nu domnul Căciu a semnat această celebră ordonanță, ci mâna dreaptă a domnului Vâlcov. Bun, Simona Spătaru. Românii au zis, gata, plătesc ăia. Iese OMV-ul, zice, nu plătim. Românul zice, uite ce fac ăștia, deci cum își bat joc de noi în țara noastră, nu plătesc. Și vine domnul Hăiu și zice, păi executăm. Păi, vorba domnului Bulai, cum spui tu că execuți odita mai compania străină, că îți vine cu armata de avocați și te-a executat pe tine după aia? Dar sună bombastic, așa este. Sună ca și cum sunt puși pe treabă. Domnule, și Ciucă și cu toată militaria a coborât-o din pod și ce să vezi, imediat s-a executat fiecare ministru, au scos repede o ordonanță și facem rost de bani. Ei au făcut rost de bani tot anul trecut. Peste 60 de miliarde din toată criza de energie, din toată creșterea de prețuri, s-au făcut portofel la guvern. Întrebarea este, fiindcă l-am auzit pe domnul jurnalist spunând exact despre să nu lăsăm bani la companii, că știm ce se întâmplă cu companii de stat. Total de acord. Dar lăsați că banii se duc la guvern. Uitați, de pe criza asta mai ales, majoritar acolo s-au dus. Mulți, foarte mulți bani. Unde ați văzut că sunt duși în investiții cumva? USR a întrebat constant. Domnul Ciucă, domnul Virgil Popescu, veniți cu vreo investiție majoră în energie? Reușesc românii să trăiască, să consume din ceea ce au? Să nu ne mai ducem să spunem, avem nevoie de impozit la străini, avem nevoie de impozit la români. Discuția este absolut hilară dacă discutăm strict pe ordonanță. Cum să credem că au dat o ordonanță din nou catastrofal greșită? Credem, dacă ne raportăm la alte 4-5 de anul trecut. Le luam trimestrial și au fost constant ordonanțe greșite pe care au venit și le-au tot reparat. Că a fost declarația, că au fost facturile, nu contează ce au greșit la fiecare. Eu nu știu dacă e greșit, această ordonanță, dacă mă întrebați. Știți de ce? Pentru că ea transpune o directivă și o transpune la virgulă. Eu am și directiva europeană și ordonanța. Știm de la partid și cum comunicăm din mediul economic, aceasta nu este sub nicio formă o greșeală. A fost intenționat. Păi cum, dacă este identică cu directiva, doamna Spătaru? Dacă compania nu are această comercializare, nu adun cifra de afaceri. Domnul Matieș, problema este în felul următor. Miniștrii dumneavoastră nu ies și nu spun nimic despre măsurile pe care le iau. Dau ordonanțe întotdeauna în buza publicărilor în monitorul oficial. După care noi trebuie să explicăm în emisiuni sau trebuie să ne imaginăm sau iată că vin companii și spun cât de prost e guvernul care conduce această țară. Ne-am săturat. Aveți un an de zile de când conduceți în această manieră și bani sunt. Bani sunt, domnul Matieș, s-au adunat foarte mulți bani din buzunarul românilor în criza asta. Acum, nu mai spunem că la fel acum, păi n-aveți soluție, domnule Matieș. Haideți acum eu cu o soluție pe această ordonanță. Păi aveți soluție, domnule Matieș. Care e soluția? Vă spun eu o soluție. Da, pe această ordonanță. Această directivă europeană poate fi adaptată la nevoile noastre. Și vă spun și de ce. Am lucrat la directiva europeană, practici comerciale neloiale. Și vă fac o paralelă. Nu faceți. Spuneți-ne cum o rezolvăm pe asta. Dați-mi voie. Că unde directivele europene spun nu pot să fie mai permisive, dar pot să fie mai aspre. Noi această ordonanță care am transpus-o din directiva europeană, așa, va ajunge în Parlament. Asta va ajunge în Parlament. Și va deveni proiect de lege. Bun.
aceasta pot să fie depuse o grămadă de amendamente ca să ajungă la o formă care o agreem. Și haideți să înțelegem. Eu zic să-i puneți să mai dea o declarație pe propria răspundere. Nu. Da, da. Nu, haideți să discutăm. Directiva Europeană spune 75% din cifra de afaceri pe extracție și producție. Da? Bun. Eu n-am văzut niciunde acest 62%. Am tot căutat în presă să văd declarația. Păi nu în presă trebuie siguranță, să căutați. Cu siguranță va apărea când se va depune declarația 407 până în 25 la finanțe, va apărea și vom ști niște date exacte cât la sută din cifra de afaceri au pe extracții și rafinare sau producte procesate. Și stați să știu, în Parlament puneți exact procentul ăla ca să nimeriți OMV-ul, nu? Nu, asta va trebui să fie o decizie politică. Se poate pune, dacă e 60%, poate fi pus 60%. Bun. Acum, impozitarea care 60% a pus în România, știm că state europene, Franța, au pus 33%, Irlanda 75%, Grecia 90%, noi am pus 60%. Dar de ce n-a pus statul român? De ce n-a verificat statul român cât extrage în România, da, OMV-ul și punea procentul corect în ordonanță? Pentru că habar n-au. Păi eu asta încerc să zic aici. Că statul român nu știe. Sau așa o intenționat. Doamna Constantin, trebuie să îi lăudăm chiar și până în acest moment pe curajoșii noștri politicieni, pentru că până acum două luni tremurau toți în fața OMV. Haideți să fim realiști. Deci, să le fac în momentul în care va ajunge în Parlament ordonanța asta, vor începe să vină mesagerii de la OMV cu tot felul de cadouri, ca nu le zic șpăci în bani, ca să te încheie și nu vorbiți așa, domnule, vă rog din suflet, vă rog din suflet, chiar nu. Nu vorbiți așa cu de cadouri și de asemenea. Și cum a venit OMV în Parlament? Bine, domnule Matie, și aveți voie să modificați procentul directivei, să modificați acel 75% în 60%? Eu n-am citit directiva, am citit opțiune, dar eu, haideți să vă spun, dacă fac paralela cu practici comerciale neloiale, acolo ne dădea voie să schimbăm și procentul sau profitul care poate să-l aibă o multinațională. Da, vă rog sau taxa de rap. Să citiți și dumneavoastră această directivă, ca să nu citim numai noi ăștia care nu putem face nimic decât doar o citim lectura. Dar nu era bine să citească guvernul bine de tot? Nu, guvernul a citit-o. Adică te dau colegii mei. Este punctul 17, l-am luat noi de acolo din directivă și scrie foarte frumos 75% din cifra de afaceri. E în engleza aia, că așa scrie pe site-ul lor. Scrie clar, 75%. Așa scrie at least, cel puțin 75%. Deci se poate în sus, nu prea se poate în jos, domnule Matie, și aici să știți. Cam asta e problema. Deci eu nu cred că au greșit această ordonanță sau dacă a greșit-o guvernul României, a greșit-o că n-a băgat și comercializarea. Dar asta e deja o altă discuție și la ce armată de avocați are OMV-ul. Mă tem că n-avem noi bani să le plătim lor. Bun, ne oprim, că nu e cu acest subiect, ne oprim dintr-un singur motiv. Dacă nu citește nimeni directiva și nu interesează pe nimeni ce se întâmplă acolo cu adevărat, vorbim cu toții vorbe și nu facem decât să ostilizăm toți românii împotriva străinilor care vin și ne fure țara. Noi avem o altă problemă. Avem foarte mulți proști în funcții publice și cei mai mulți s-au dat în guvernul României, ca aia e problema. Domnule Bulai, înainte de a vă retrage și vă mulțumesc că ați fost cu noi, cred că suntem un studiu de caz la discuția asta. Mai am eu un studiu de caz, se numește Ciolacu versus Iohannis. Domnul Ciolacu spune că dacă rămânea în opoziție, suspendau pe Iohannis. Îi rog pe colegii mei să mă ajute cu declarația. Și apoi se discută, nici așa domnul Ciolacu, categoric, dacă rămâneam în opoziție, aveam cel mai mult de câștigat. Începeam iarăși cu suspendarea președintelui, să nu credeți că ne opream ușor. Și mai aruncă niște săgeți în coaliție domnul Ciolacu, că doar nu putea să-l cruțe pe domnul Bode și zice, noi am dormit pe bancheta din spate a Europei în ceea ce privește diplomația și Schengen. Domnule Bulai, credeți în versiunea asta legată de suspendarea lui Iohannis și de ce vine președintele PSD cu astfel de declarații acum? În primul rând trebuie să spun asta, că mi-au adus aminte, spuneți. În 90 exista sloganul ăsta, nu ne vinde țara, o dăm gratis. Nu. Da, deci nu e o problemă. Corect. Deci, sigur, domnul Ciolacu își face
campanie în virtutea faptului că va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale, asta este cert din punctul meu de vedere, am zis-o din prima zi, dânsul dezminte, ceea ce e un lucru înțelept, pentru că te toacă lumea dacă chiar te dai candidat de acum. În general, nimeni nu prea a câștigat alegerile dacă s-a dat candidat, cu atât mă refer la alegeri ca cele care vor fi anul trecut viitor, adică cele care vor pune clar problema unui nou președinte. Își face imagine frumoasă, drăguță, deci genul, mamă ce vom face noi, dar nu vă facem nimic, da? Împunge când și când PSD-ul, de așa natură încât, cum să zic, este un fel de, știți, sunt luptele americane, wrestling-ul, luptele americane că sunt fake, adică aia nu se bat, sunt niște jocuri distractive, cam asta face PSD-ul cu PNL-ul, că practic a zis... Dar totuși noi am intrat pentru viitorul României, am intrat la guvernare, ok, deci prin urmare tot ce am spus anterior nu prea are valoare, că nu e vorba de nicio suspendare, da. N-a fost niciodată și cred că prietenul mai bun al domnului Iohannis nu poate fi decât domnul Ciolacu, cred că seara și mai joacă un șeptic ceva, adică nu văd niciun fel de război. Sigur că se vor ascuți săbile cu siguranță anul viitor, pentru că domnul Iohannis ne părăsește și sigur va fi și el la rândul lui, ca toți președinții, părăsiți de oamenii din jurul lui, ca așa se întâmplă în România. În domnul Bode de toată lumea, de ce n-a dat și domnul Ciolacu, adică e și nici nu, cum să zic, este în asentimentul tuturor, cred că și-a jumătate din PNL. Deci nu, dar vedeți, nu e nimic dramatic, adică nu cer demisii, nu spui că tu ești de la guvernare, dacă nu se schimbă, adică nu e nimic dramatic, mai facem glume cu domnul Bode sau cu altcineva, dar repet, nu sunt real declarații care să pună vreo problemă. Cred că oamenii chiar și râd și, mă rog, se simt foarte bine împreună în momentele în care sunt în zona privată, știți? De asta, ca în televiziune, știți foarte bine că oamenii aia care se duerează de foarte multe ori în pauză sunt cei mai buni prieteni de pe pământ. Deci, foarte bine, cam asta e și relația dintre PSD și PNL. Și PNL, acum. Da. Și e treaba lor, adică nu e treaba mea, doar că, nu putem fi luați chiar de poștă, așa să credem că declarațiile astea sunt incendiare, se schimbă, să vezi ce o să fie. Deci, din punctul meu de vedere, ca să închei, rocada aia se va întâmpla, pentru că și un partid și altul e convins că trage preșul celuilalt partid în condițiile rocadei, adică nu văd de ce s-ar împotrivi. O duc binișor deocamdată, nu sunt tensiuni, nu se întâmplă nimic dramatic în Europa, deci nu văd de ce... Cu Ciolacu premier la rotativă? Da, de ce nu? Care-i problema? PNL-ul are două obiective. Unul, da, că se va eroda PSD-ul, ceea ce nu se va întâmpla. Da. Pentru că nu e... Pe ansamblu, chiar au dovedit că sunt mai buni la guvernare decât miniștrii PNL. Cel puțin câteva ministere merg mult mai bine, deci n-ai de ce să crezi că brusc vor avea o erodare nu știu cum, dimpotrivă. Doi la mână, PNL-ul are propria agendă, sigur nu-i nimeni de la PNL și poate nu e elegant să vorbim, are propria agendă legată de domnul prim-ministru, care, sigur, unii ar vrea să primească un transfer domnul Ciucă pe o altă parte și să-și redefinească partidul. Adică, cu alte cuvinte, atât timp cât domnul Ciucă este premier, nu îndrăznește nimeni nici măcar să... cum să zic, să nu-i răspundă la salut, da? Adică din punctul ăsta de vedere e mai comod. Așa s-a procedat și cu alții înainte, deci nu vorbim de locuri noi. Prin urmare, acolo sunt mai multe interese, sunt mai multe grupuri, e o întreagă luptă, e greu să spui cine va câștiga, dar cu siguranță interesele de fapt converg în acest moment și fiți sigură, doamnă, că după rocadă vor avea aceleași beneficii și nici alții. Adică nu va fi o dramă pentru nimeni, fie vorba între noi. Mulțumesc foarte mult, domnule Bulai, că ați fost alături de noi. Luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem însă și căutăm și noi adresele la care stau românii împreună cu Guvernul României, că Guvernul nu știe.
Ne-am întors. Domnul Boloș de la fondurile europene este extenuat de ceea ce află, încercând să trimită și că niște ajutoare, etichetele, știți, pentru energie, banii aceia, 1400 de lei care îți dau în două tranșe. Și trebuie să găsească adresele oamenilor unde trebuie trimise aceste etichete, mă rog, oamenii care beneficiază de acești bani, pentru că acești bani se dau per adresă, per loc consum, nu se dau per CNP și în funcție de veniturile pe care le ai. Și ce au descoperit acum ai noștri guvernanți? Că e un haos, e un dezastru de nedescris în bazele de date ale statului român. Noi știm, pentru că noi încercând să ne obținem diverse chestiuni, mai ales de la ANAF sau, în fine, diverse chestiuni legate de locuințele proprii, aflăm că e dezastru în bazele de date. Dar ce ne spune domnul Boloș? În București sunt 19.000 de oameni care stau în același apartament, deci nu la aceeași adresă. La Iași, tot așa, niște zeci de mii de oameni. În Teleorman, 44.000 de oameni locuiesc la aceeași adresă. Domnul Ciucă se așează în capul mesei la guvern și zice: trebuie să termine nomenclatorul străzilor prin toate localitățile României ca să aflăm, că nu știm unde să trimitem. Domnule, premierul României, mai stupid, mai penibil de atât poate fi ceva. Premierul României îți spune că nu știe unde locuiesc românii, unde ei trebuie să trimită ajutoarele. Și mai aflăm și că un biet pensionar care avea are 2.000 de lei pensie apare la ANAF cu 2 milioane de euro venituri. Tot domnul Boloș ne anunță și domnul Boloș a zis că se descoperă tot felul de minuni. Eu știu așa background-ul, da, teologic al domnului Boloș, dar domnule Boloș, credeți-ne, nu e cu minune aici, e cu dezastre, e Noe, arca lui Noe. Bun, Simona Spătaru, vin întâi către tine și aș vrea să înțelegem cum s-a descoperit acest haos în bazele de date, că noi am avut și un recensământ, avem un minister mai nou al digitalizării, ce înseamnă dezastrul ăsta? Dar ce ar putea fi de înțeles din această cifră? Că într-un apartament au domiciliu 19.000 de oameni, evident în hârtii. Aici eu întreb dacă aceste cazuri, iată, sunt aduse la cunoștință de membri ai guvernului, da, deci de la cel mai înalt nivel și nu doar din București, sunt cazuri și în țară. Mie mi se pare că este un dita mai dosarul penal acum, sincer, cum să ai înregistrate adrese atât de multe într-un singur loc, uite, domicilii. Sunt înregistrate așa sau sunt doar niște baze de date greșite? Asta e problema. Nu, din declarațiile dumnealui reiese că chiar acolo sunt aceste domicilii trecute pentru 19.000 de oameni, ceea ce este o aberație. Ferească și Maica Domnului, deci, domnule Boloș, dacă e pe teologie. Deci asta e casa. Acesta e statul român, aici am ajuns, nu știe niciodată stânga ce face dreapta. Dacă ei vin și denunță astfel de cazuri, deci le găsesc, le descoperă, ca și cum ar fi, cum zice el, miracole sau din... Întrebarea e, și noi ce să mai facem? Noi românii, oamenii ce să facă când aud astfel de declarații? Adică nu-și fac cruce și cu mâna stângă și cu mâna dreaptă? Sincer, deci și se uită la ei ca guvern. Declarații, Simona Spătaru, tot pe noi să descriem venitul, adresa, în România, fără declarație de fiecare dată, că statul român trebuie să te considere pe tine infractor. E simplu. Da. Tu trebuie să declari pe proprie răspundere la fiecare declarație ceva ca să primești de la stat ceva. Și nu contează că vrei să-ți faci un buletin, că vrei să-ți faci un cazier, că vrei să iei un tichet de energie. Trebuie să te duci tu cu declarații, cu dovezi, statul să te vadă, ești tu. Bine, dăm declarație că te cred pe cuvânt. Acesta este modul în care funcționăm. De 30 de ani funcționăm așa. Vine Boloș acum și ne spune că descoperă asta. Descoperă. E rușine, e rușinos. Domnule Matieș, n-am o întrebare. Avem doar această uimire cu toții că premierul României... Constatare. Da, e... Constatare. Știu, dar ceea ce știam apropo de acei locuitori cu miile, știu că parcă acum vreo 6 ani descoperiseră prima dată și era cumva bazată pe cetățenia română care primeau locuitorii din Republica Moldova. Hai, vă rog, nu-i băga, hai să nu băgăm Basarabia în prostia noastră. Era atunci, aș găsa o adresă comună, dar... Nu, 44.000 de români în Teleorman nu sunt basarabeni, vă dau recensământul în care s-a terminat și deja trebuie să-l încheie și de mularea datelor, trebuie să ne spună exact câte persoane locuiesc acolo, câte persoane, ce naționalitate și așa mai departe. Am înțeles că e 96% gata. Acest recensământ care s-a făcut din ușa în ușă, nu? Deci noi ne bazăm pe recensământ acum, nu în bazele de date ale statului.
Păi așa trebuie să fie și digitalizarea care trebuie să vină cât mai repede, pentru că, exact cum a spus noastră, dosarul cu șină și răspunsul online de la etajul 2, nu mai poate funcționa. Păi și ce faceți în situația asta? Explicați-ne și nouă. Ce o să se întâmple? Că nu se pot trimite ajutoarele astea dacă ai 40.000 de oameni la o adresă. Cum afli care e de fapt la care trebuie soluția să spună? Soluția care am văzut-o, că a găsit-o domnul Boloș, pentru că discutăm de bani europeni, nu discutăm de banii de la guvern, funcționarii de la poștă vor merge din ușă în ușă, se vor depune la primării. Cine o să meargă din ușă în ușă? Poștașii. Funcționarii de la poștă. Dacă oamenii ăștia ce ați avut, domne, cu poștașii? Nu știu, asta e soluția găsită de domnul Boloș, nu eu am găsit-o. Deci poștașii vor merge... Domnul Boloș a spus, l-am ratat, iertați-mă, puneți-mă la curent. Deci domnul Boloș a spus că poștașii... Pentru banii, acei 1400, da. Banii antisărăcire energetică, au avut un protocol, au semnat un protocol cu Poșta Română, poștașii vor merge din ușă în ușă, vor identifica persoanele. Eu așa am văzut din declarație. Păi, haideți să schimbăm guvernul ăsta cu oameni de la Poșta Română, domnul Mateieș, eu așa propun. Mi se pare firesc că dacă tot fac poștași și săracii oamenii ăștia toată treaba, că doar ei tot cunosc pe toți pensionarii din România. De ce nu s-au gândit la treaba asta cu ajutorile cât după ce are ce însământ? Eu zic să schimbăm guvernul cu oamenii de la Poșta Română, că sigur vom fi mai eficienți. Sigur ne vom cunoaște măcar românii. Vom ști cine locuiește unde. Garantat, dacă lăsăm pe oameni de la poștă, că într-adevăr sunt oameni care își fac treaba pe teren, chiar se duc la muncă, chiar pleacă de la muncă la ora care trebuie. Eu așa vă propun, domnul Mateieș, dacă tot nu știți de la guvern alte soluții, doamna Sfătaru, mă vedeți extraordinar de calm și credeți-mă, chiar nu vreau acum să vă spun și să vă aduc de aminte ce a făcut USR-ul și cât de catastrofale a scos. Nu, vreau că nu mai am decât un minut jumate. Atunci vă rog, Ciprian, din suflet, să găsim soluții și să discutăm păi soluții la problemele. Păi cine să găsim, domne, soluții, că sunteți la guvernare? Cine să găsesc eu aici în platou? V-am spus soluția care a găsit-o domnul Boloș. E o soluție tâmpită, domne, ca să nu spun altfel. E o soluție și tâmpită și penibilă. Ciprian Purice, un minut și un pic mai, te rog. Nu, am nicio întrebare, eu sunt șocată de ce. Domnul Boloș, în inocența sa, a descoperit principala problemă, dacă vreți, a statului român. Și anume că noi habar n-avem nici măcar cât suntem. Dar habar n-avem de nimic. Că vorbeam adineori, că nu știm câți bani face OMV Petrom. Noi nu știm câți oameni sunt la o adresă, câți sunt la cealaltă, câți ori mai trăi, câți au murit. Problema. Și să știți că nu e nevoie, că l-am auzit pe domnul senator Mătieș cu digitalizarea. Nu e, domnule, vorba de digitalizare. Bazele de astea date există. Ele trebuie doar interconectate, trebuie luate din nou la mână, trebuie pusă funcționărimea la treabă și să se facă verificări și cei care au greșit să-și asume. Problema este că nu se vrea interconectarea bazelor de date, pentru că dacă s-ar interconecta, am descoperit tot felul de lucruri, cum era pensionarul ăla cu 2 milioane de euro venituri. Descoperind tot felul de neveste și de familii de politicieni care stau în tot felul de case, care au afaceri, care au venituri. Deci această interconectare ne scoate la iveală tot ce e mai rău în statul ăsta român, toată corupția și nepotismul ăsta e endemic. De asta nu se vor interconectate. Nu credeți că cine, că ele nu există? Nu mai e timp și 5 secunde vrea Simona. Are baza sa de date. Te rog, Simona, scurt. Domnul Mateieș, suntem colegi. Eu vă invit oricând să discutăm despre cei 21 de ani de PSD la guvernare. Aole. Pentru cele 8 luni ale USR-ului. Dar oricând, domnul Mateieș. Mergeți la o cafea cu un poștaș pe noi. Lăsați-ne, că mai bine ne descurcăm singuri. Vă mulțumesc. Seară liniștită de la Fix, știrile B1 TV cu Dan Gabor. Noi ne revedem luni de la 16 Fix, weekend liniștit. Bine că dumneavoastră știți unde locuiți fiecare. Asta e important.